Aici este foarte importantă viața publică, este foarte importantă ieșirea la rampă și modul în care aceștia își asumă responsabilitatea față de cei din jur. Nu sunt încurajate situațiile în care ei nu își pun în aplicare forța. Capricornii au o emotivitate foarte puternică în perioada următoare, au un soi de reînnoire personală, le place să-și construiască reputația în funcție de propria valoare, adică ei știu de fapt cine sunt, vorbim ales despre capricornii care chiar au potență socială, financiară, profesională, ei vor fi foarte vehemenți în fața celorlalți în a se exprima, în a-și cere drepturile, adică sunt bună, iată, apreciați-mă, lăudați-mă și așa mai departe, un lucru care sigur nu este rău deloc. Competența aceasta saturniană este pusă la un maximum în evidență prin prezența lui Saturn în semnul lor și respectiv în domiciliu. Este foarte clară direcția pe care merg, atât de clară le este capricornilor direcția pe care merg, încât ei pot deveni și mentor pentru ceilalți să le spună și să le comunice acestora direcția pe care ar trebui să meargă. De asemenea, o perioadă și o săptămână foarte bună pentru a-și definitiva țelurile. Apar tot felul de confluențe în viața lor, adică lucrurile parcă se prind ca într-un puzzle și încep să aibă o structură foarte bine determinată și de asemenea ar trebui evitate sincopele. Deci acolo când ceva nu mai merge așa cum trebuie, nativii Capricorn, pentru că ei sunt atât de impregnați acum de lucruri serioase pe care vor să le facă și au și un destin cu cei din jur, trebuie să se dezică totuși de ceea ce pare să meargă în gol. Deci viața lor nu a fost exactă, mai ales acum Saturn în Capricorn. Ultima dată când a fost Saturn în Capricorn a fost în 89, când au fost multe schimbări pe Pământ. Deci e probabil că au avut mai multe responsabilități și acum sunt în proces să învețe să jongleze cu toate aceste responsabilități, așa cum ai spus tu, să învețe și pe ceilalți din ce au învățat ei, din experiențele acestea. Deci, da, ei iau lucrurile un pic mai serios, în tonul acesta serios al lui Saturn, dar e nevoie să se bucure și de viață și Jupiter îi ajută pe 25, mai este o zi foarte bună, Marte, cum am spus noi în precedent la alte zodii, a intrat în Vărsător și va rămâne cu până în 15 noiembrie, deci îi va ajuta să se concentreze cu fermitate și asupra valorilor lor, asupra ceea ce fac ei, asupra afacerilor și responsabilitățile acestora, responsabilitățile financiare și cheltuieli. Deci chiar Uranus poate provoca cheltuieli neașteptate de multe ori sau o veste care necesită o atenție rapidă și deplină. Deci ei au fost foarte riguroși în a lua deciziile, dar acum o să îi oblige într-un fel Uranus să gândească mult mai intuitiv, mult mai să acționeze în ultimul moment de multe ori. Deci 23 mai este o zi foarte bună pentru ei când soarele se aliniază cu Marte și este o zi pozitivă care ajută. Și Uranus va fi în casă de iubire adevărată, deci poate să aducă bucurii pe o perioadă de 7 ani, dar poate ajută să învață să primească aceste bucurii. Sunt foarte muncitori, au muncit foarte mult, s-au dedicat cu dăruire altor aspecte, deci pot aduce bogățiile vieții emoționale, dragoste, surprize cu cei dragi, deci va stimula și creativitatea într-un mod vizibil. Probabil, așa cum ai spus, vom vedea din această zodie că se transformă chiar, deci sunt chiar mai emoționat de multe ori, ceea ce nu a fost până acum. Deci Uranus nici nu știm cum ne schimbă pe toți și poate să fie mai avantajos în acest tranzit, pentru că totul reprezintă o culminare a acestor aspecte spre alte obiective. Deci totul îi împinge să învețe alte aspecte care până acum poate nu le-au văzut așa cum au crezut. Deci până de acum până pe 18 iulie și Pluto le aduce experiențe majore, schimbătoare în viață. Deci atât de schimbătoare că pot exista evenimente care aduc la schimbări la care o să trebuiască să învețe mai mult, să se iubească pe ei sau pot să fie mai intense cu sentimente schimbătoare așa cum se schimbă și luna. Deci este o perioadă care conduce mult la un progres personal și profesionist pentru ei. Deci pot fi, n-aș dori să spun pierde sau despărțiri, dar pot exista cu Uranus multe transformări. Se încheie ciclul foarte multe, plus că acum Saturn este în casa lor și îi ajută foarte mult. Deci vor primi și informații spirituale prin vise, meditații, revelații, deci vor fi mult mai înălțători decât au fost foarte mult până acum să se dedice muncii foarte, foarte serioase. Revenim după publicitate și cu nativii